Intrați, stați o leacă. A intrat bine voastră. Nu vă dați cu trecă. O clipul. Asta nu-i primul an, nu-i prima zi. Ia zi, am intrat fără nil. Într-o noapte, noptul s-a adunat atâta apă de la ploaie. Emilia Braga, care locuiește dintr-un bloc de pe strada Drumul Crucii din cartierul Sculeni, s-a pomenit astăzi dimineață cu subsolul în care păstrează saci cu haine plin de apă. Femeia spune că s-a spart o țeavă prin care trece apa caldă și care ar fi trebuit reparată cu ani în urmă. Acum hainele pe care voia să le doneze copiilor din orfelinate sunt decolorate și practic distruse. Aici sunt vă 7 saci, e ca vă dăi spus, e ca puteți vă uita. Iar l-am pus acolo, am pus ca să... Sunt partea asta că aici am pus, bă, ce picochiliez. Disperată, femeia se plânge că a cerut ajutorul de la Termocom pentru a scoate apa, însă deocamdată nu a venit nicio echipă. Ea se așteaptă că în cel puțin 2-3 zile apa să fie pompată. Altă casă, aceleași probleme. Un bloc de pe strada Petru Zadnipru din sectorul Ciocana la fel se umple cu apă cam o dată la 3 săptămâni. O familie care are geamurile chiar deasupra subsolului spune că această situație a devenit un coșmar. Apa care curge în stradă este fierbinte și emană abori, în timp ce în casă e frig din cauza țevelor sparte. Сейчас, когда дали отопление в отопительный сезон, получается, это второй раз, когда прорывает вода в этом подвале. Вот мои окна, первый этаж, ребенок больной. Да, так как сейчас здесь авария, отопление у нас отключили. De cealaltă parte, reprezentanții furnizorului de căldură nu văd nimic ieși din comun în asemenea situații. Это у нас стандартные ситуации, как обычно, в сезон отопительный. Все. Перепад температуры вот такая, что бывает иногда. И афирмă că au asemenea chemări de câteva ori pe zi.